Hei, salutare prieteni, bine v-am găsit la episodul 3 din istoria cu Virgil, tot aici pe TVR1. Am văzut în episodul precedent cum au apărut pe hartă țara românească și Moldova și lucrurile începeau să meargă destul de bine pentru ai noștri. Dar ne apropiem de secolul 15 și... Turci. Pentru că înainte de blugi și gume turbo, turcii otomani au exportat război în părțile noastre. Și de unde tinerele state nou înființate deja o duceau greu cu polonezi, unguri și tătari pe capul lor, mai vin și ăștia din sud. Vor reuși românii să se salveze? Asta aflăm împreună după... Aceste frumoase relații de colaborare română-otomane despre care vorbeam sunt ocazia perfectă pentru marile figuri domnești ale istoriei noastre să-și revendice un vers în imnul național, serie care începe inevitabil cu Mircea. Nu asta. Nope. Hai mă. Mircea I al dinastiei Basarabilor. Tu ești Mircea? Tocmai vorbeam de tine, ia un loc. Mircea ajunge pe tron în 1386 după fratele său Dan, într-o perioadă destul de ok pentru țara românească. Însă cu timpul îi se adună pe cap destul de multe griji, mai ales din cauza vecinilor care nu-și vedeau de țările lor. Și prost. Prost? Pot să zic prost? Trebuie spus mai întâi că numele cel bătrân este o traducere nefericită și prost adaptată a unor documente în slavonă documente care voiau să-l numească de fapt cel vechi. În sensul că a fost primul din dinastia lui cu numele de Mircea și ca să-l deosebească de alți Mirci care i-au urmat. Nepotul Mircea al doilea, Mircea Ciobanu, Mircea Radu... Gata, gata, nu mai fac, promit. Urcă pe tron la vârsta de 29 de ani, care era cei drept aproape de media speranței de viață la vremea aia, dar totuși nu era vârsta de pensionare. Prima mișcare notabilă pe care o face Mircea este anexarea Dobrogei. Țara Cărvunei, care ia apoi numele despotului Dobrotici, era un teritoriu desprins din Imperiul Bizantin, localizat uitându-ne după granițele de astăzi, jumătate în partea românească, jumătate în cea bulgărească, și cu o populație la fel de mixtă, la care se adaugă și armeni, greci și tătari. I-am zis pe da. toți? Da. da, super, numai că invers. Mircea profită de pe urma conflictelor dintre otomani, țaratul bulgar și despotul Ivanco, fiul lui Dobrotici. Și după ce aceștia obosesc bine bătându-se între ei, le face maradă și le ocupă cetățile. Astfel, teritoriul Dobrogei va fi partea țării românești până la sfârșitul domniei lui. Deși vasal al regelui Ungariei, de la care primise ca băiat bun ce era ducatele Făgăraș, Amlaș și Banatul Severinului, Mircea își dă seama că nu e bine să-ți pui toate ouăle în același coș, vorba englezului. În 1389, Petru Mușat al Moldovei îi pune o pilă la regele Poloniei, Vladislav al II-lea, cu care încheie o alianță defensivă cei drept chiar împotriva regelui Ungariei, Sigismund de Luxemburg. Tratatul va fi înnoit în două rânduri și va fi valabil până în 1412, când vine rândul polonezului să-i dea o țeapă. Acesta se întâlnește cu regele ungur la Lublin și încheie o înțelegere care lasă pe Mircea cu ochii în soare. Tot în același an, 1389, are loc o mare bătălie a Balcanilor la kosovo care marchează decăderea Serbiei. Mircea miroase pericolul și trimite un corp de oaste în sprijinul cneazului sârb Lazar, nu o să facă diferența. În luptă mor atât Cneazul Lazar cât și Sultanul Murad, dar victorioși ies turcii. Lui Murad îi urmează la tronul imperial Baiazid îl dărâm, care trece ca fulgerul prin statele de la sudul Dunării, determinându-l pe domnul Muntean să se reapropie de regele ungar. Mircea se simte încolțit și preferă să mute el primul. Atacă pe Neven 1394 bazele otomane din Balcani, însă mișcarea nu iese exact cum și-ar fi dorit. Baiazid ripostează și vine spre țara românească să dea parte în parte. Românului nu-i convine pentru că el e la categoria muscă cu 12.000 de oșteni în timp ce Bayazid cu 40.000 e la grea. Așa că adoptă tactica, dă și fugi. Mircea câștigă spectaculos prima repriză de la Rovine, motiv de mare poezie pentru Mihai Eminescu 500 de ani mai târziu. Însă meciul este câștigat la puncte până la urmă de Bayazid după o nouă bătălie. Înfrângerea este grea. Sultanul îl impune pe tron pe Vladislav, zis Vlad Uzurpatorul, unul care își înroșește genunchii și fruntea în fața otomanilor, iar Mircea rămâne de fraier. Asta pentru că și-a sărăcia și nevoile și neamul, dar uitase să-și apere tronul, încă o dovadă că oricât de bătrân ai fi, tot ai mereu ceva de învățat. Anul următor, 1396, marchează o nouă mare bătălie a creștinătății împotriva otomanilor și o nouă înfrângere de manual. Regele Ungariei și Croației, mai nou, mai apoi și împărat al Sfântului Imperiu Romano-German, face lobby în toată Europa să pună de o cruciadă. Ăștia până la urmă la ascultă și trimit niște mii de cavaleri francezi, germani, flandrezi, la care se adaugă întreaga armată ungurească plus 3000 de călăreți ai lui Mircea. Locul de bătălie este Nicopol. Undeva este Dunăre de Turnul Măgurele. Prim. Mircea, care nu era la primul lui rodeo cu otoman, le spune frumos că, bă băieți, nu e așa ușor cum crede lumea. Dar când îl văd cum e îmbrăcat și că a rămas și pe drumuri de mai bine de un an, ăștia aleg respectuos să nu-l asculte. Cu cai înarmați ca tancurile, creștinii atacă frontal. Însă cad în capcana turcilor, care se uitaseră la Mel Gibson și se inspiraseră din Braveheart și înfipseseră țăruși în pământ. Vorbă lungă plictiseală, Dunărea se înroșește de sânge creștin, Cavalerii rămași în viață se întorc pe la casele lor, iar Mircea la tronul din fundul grădinii, că țară tot n-avea. Însă tot răul spre bine, pentru că nu aveau cai blindați corespunzător, oștenii lui Mircea nu apucă să intre în luptă. Deci vor fi în formă în anul următor, 1397, când ajutat de voivodul Transilvaniei, Tibor, își ia domnia înapoi, iar uzurpatorul este băgat la zdup. Turcii mai au o tentativă de a-l înlocui în toamna acelui așa an. Însă de data asta nu le mai iese, plus că pierd și cetatea Turnu, Bine ai De aici Mircea poate să-și vadă în liniște de treburile interne, pentru că turcii vor fi preocupați de conflictul cu o nouă mare putere, Imperiul lui Timur Lenk. Marele luptător mongol întemeiază un vast imperiu cu centrul în Uzbekistanul de astăzi. Și de la o vreme îi se nezare pe Bayezid, lucru care europenilor le convine de minune. Partea și mai bună pentru noi este că și Sigismund se confruntă cu rebeliunea nobililor în Ungaria. Așa că Mircea, după ce mai încheie un tratat la siguranță cu Polonia, este în sfârșit absolut stăpân pe moșia lui. Go! Economia țării este pe panta ascendentă. Mașina de ștanțat pune de merge la capacitate maximă, industria și agricultura și ele ok aduc venituri importante din comerțul cu aramă, cereale, vite și sare. Administrația este centralizată, impozitarea zbârnie, armata primește arme noi, iar cetățile fie sunt întărite, fie construite de la zero. La Age of Empires deja evolua, ce să mai? Totul merge brici. În timpul ăsta, turcii și mongolii se bat ca chiorii, totul culminând cu anul 1402, când Bayezid și Timur Lenk își dau întâlnire la Ankara. Fiecare cu câteva camp nouri de partea lui, armate de ordinul sutelor de mii. Bayezid este trădat de cavaleria tătară care întoarce armele în timpul luptei. Și înconjurat de dezertori, este prins și luat prizonier. Nu te gândești și tu că tătarii sunt tot de neam mongol înainte să-i pui în prima linie? Ce mai mă, Bayezide? Ce cam merit. Fulgerul Bayezid este așadar luat captiv și va muri doi ani mai târziu. Dar partea cu plimbatul lui prin tot imperiul ținut în cușcă se pare că e cam la fel de adevărată ca legenda lui Dragoș, în sensul că nu e. De aici începe perioada de gloria lui Mircea, când românul face cum face și se amestecă în ciorba turcului. Dintre cei trei fii al lui Bayezid care revendică împărăția, domnul Muntean alege să-l sprijine evident pe unul dintre pierzători, Musa. Are totuși circunstanțe atenuante pentru că era rudă de-a 11-a cu măsa lui Musa, o prințesă sârbă ajunsă prin harem sacrificată politic. Musa moare în războiul civil, iar Mircea se reorientează și alege un nou pretendent, pe Mustafa. Hai, poate a doua e cu noroc? Nu! o dă din nou în bară. Ca la păcănele, când ai ba pe neagră, ba pe roșie și tot la faliment ajungi. În 1417 Mircea pierde Dobrogea, este obligat să accepte plata tributului și să-l transfere pe fisul la Galata pe o sumă de nimic. Este începutul unui obicei care va dura întreg evul mediu, acesta ca domnitorii să trimită la Istanbul unul dintre fii, de obicei pe cel mai mare. Mircea moare de bătrân ce era în ianuarie 1418, lăsându-l pe tron pe fiul său Mihai I, care își făcuse ucenicia pe lângă tatăl său în ultimii 10 ani. Este înmormântat la mănăstirea Cozia, lui, pe malul Oltului, în zona Călimănești-Căciulata, unde puteți să-i faceți oricând o vizită marelui nostru voievod și domn, care e mereu bucuros de oaspeți, iar intrarea e gratuită, am fost eu. Hai că mă ajuta și turismul, de ce mă mai ocup? A, ah, stai că mai era de zis ceva. Țara, totuși, nu rămâne într-o situație prea roz pentru că turcii și ungurii continuă să-i dea târcoale ca șacalii. Dar de acum nu mai e treaba lui, că sunt alții mai vii care să se ocupe de asta. Hai să dăm o fugă și până în Moldova. Din 1400 aici domnitor este Alexandru cel Bun, ultimul din seria de trei fii ai lui Roman care îi urmează la tron. Alex Voda este unul dintre preferații mei. Omul și-a văzut de treabă, a ținut-o pe cât posibil pe pace. Zehentati. Pentru început, încheie tratat de vasalitate față de Vladislav al Poloniei. Este în relații foarte bune și cu Mircea al țării românești, care îl ținuse în gazdă când era copil, până i-a venit rândul la tron. Și ca să-și arate recunoștința, o să-l combine și pe bătrân cu polonezii când o să aibă ăsta nevoie. Domnia lui este o perioadă de prosperitate pentru țară, prosperitate care decurge în primul rând din bunul management al drumurilor comerciale care traversează țara. Cel mai important fiind cel care venea din Polonia și se termina la Cetatea Albă de la Marea Neagră Picsu. Da. Într-o era a războaielor, profitând de un context favorabil cei drept, Alexandru a găsit calea spre succes. Relaxare fiscală și stabilitate politică, lucru din care și azi avem ceva de învățat, nu trei guverne într-un an. Cu toate astea, oricât de pașnic ar fi vrut să fie, tratatul rămâne tratat. Când îl cheamă polonezul la război, Alexandru trebuie să se execute. În 1410 trimite trupe la Grunwald și Malborg și ajută pe vecinii din nord să învingă pe teutoni. Drept recunoștință, doi ani mai târziu la Lublin, polonezul Vladislav se înțelege cu Sigismund al Ungariei să dea Moldova bara bara în caz că Alex Zvodă, nu își îndeplinește obligațiile de vasal. Din fericire, n-a fost cazul, însă pentru români, actul rămâne în istorie ca o înțelegere Ribbentrop-Molotov, varianta beta. Moldoveanul nici nu știe cel paște și se ocupă cu însurătoarea. Patru neveste a avut Alexandru, acest tăricianu al evului mediu. De primele două rămâne văduv. Cu a treia a fost căsătorit 10 ani, apoi divorțează pe motiv că a vrut să-l convertească la catolicism. Scuză bună, a se nota. Și în sfârșit, ultima soție cu noroc, cu ea având și patru fii. Anul 1418 vine cu tragica veste a morții prietenului și aliatului Mircea. Consolarea vine din faptul că rămasă fără stăpân, cetatea Chilia este luată de moldoveni. O nouă sursă de venit pentru vistierie. Pe tronul țării românești vine Dan al Doilea, care încearcă în două rânduri să recupereze cetatea de la Marea Neagră, dar și o ia pe coajă. Nici în nord treburile nu sunt mai liniștite. Alexandru este din nou solicitat cu oși de suveranul polonez pentru o tăvăleală cu teutonii și din nou iese de partea câștigătoare. Însă, spre sfârșitul domniei, Alexandru își schimbă opțiunile diplomatice, probabil în urma unei convenabile scurgeri de informații din partea regelui Sigismund, care lasă să se afle trădarea de la Lublin și trece de partea ungurilor. Pentru că îi place o treabă făcută ca lumea de la un capăt la altul, Alexandru moare pe 1 ianuarie 1432 și este înmormântat la mănăstirea Bistrița, titorită chiar de el, alături de prima lui soție. După lunga perioadă de pace din timpul lui Alexandru, pentru Moldova urmează antulburi, mai mulți fii de-ai lui bătându-se an la rând pentru dezbaterea moștenirii. Așa faceți. Atât pentru azi, mulțumesc că a stat alături de mine, spor la treburi și ne vedem la următorul când vorbim despre Transilvania. Alo, Transilvania, pa, pa.